un episod. Salutare tuturor, noi astăzi o să facem un nou episod de Granny și Betty țipă ca o handicapată, dar nu o băgați în seamă. Mario, da, stai că dau cu telefonul. Da, și eu aici. Nu mai ai nimeni aici. Nu! Salutare! Bă, ce n-ai mai zis, bă, salutare, că tot am mai zis ceva. Așa, și azi o să apăsăm pe capcana asta și o să ne jucăm Granny. Să vedem dacă mai putem să trecem. Că sigur o să mă cac pe mine. Da. Așa, și am alături un prieten și o prietenă. O prietenă care o știți, că v-am arătat-o, care e Betty, care a țipat ca o handicapată, dar am fi. Da, prea mulți nervi. Așa. Și mai am un prieten care stă așa, cam ciudățel, dar... Băi! Nu, tu, bă! Da, cine? Viață, tu? Da. Și eu nu? Nu. Pe mine de ce nu mă bagi? Bă, tăcesc că vreau și o să-mi fac episodul. E bine să vrei. Dar nu-i bine să cer. Atunci vreau să cer. Nu ce aia nu-i bine, Reuli. Bă, dar la tine nu e bine nimic. Dar nu-i bine orice. Dar mi-e făcut de mine. Așa, și hai să-i facem o șmecherie lui Buri. Dați-vă. Așa, și... V-am mai făcut un episod de Granny, dar atunci m-am învârtit ca prostul, pentru că... Nu mergea, era lăguin, ați văzut? Pentru că, hai ce să-mi fac și episodul. Așa, Mario. Așa, gâță porcu, să-mi ziceți în comentarii. Gâță porcu, bă. Stai, bă, tu cu gâță porcu. Și cred că o să facem misterul ăsta. Sigur o să facem. Așa, lăsați-mă să-mi iau ursulețul. Că dorm cu el noaptea. Beti, poți să încerc să mai îmi bagi alea în gură? Vrei să ți-l trântesc? Și vă rog, abonaților, veni... ia uite-o! Cine-i bunicuța mea preferată? Cine? Tu ești! Tu ești! Cum te uiți cu... Bă, ți-ai vopsit... Abonați-vă la mine, mă! Ți-ai vopsit ochii pentru că văd că ești cam roșie. Așa... Mai stai mult aici, pleacă! Șu! Așa. Bunico, pleacă de aici că n-am treabă cu tine. Da, abonați-vă la Costil IT. Să nu te prind că nu-mi lași canalul în descriere, că te fac peliuțe. Bine, mă, o să ți-l las. Uite-te la mine. Ia uite, cum dai să... Nu, bă, dar vine bunica asta handicapată. Cum dai să vorbești cu Maxim și Nicu? Acolo altceva. What the fuck? Nu poți să dai să vorbești cu el. Bă, da, poți. Păi da... Să scrii, bă. Păi și știi... Wow, scrii ceva în comentarii. Da, uite, știi ce scriem în comentarii? Gâți porcu. Nu, Maxim Finite, căcat. Chiar dacă eu s-a abonat la el și am apăsat și pe notificări. Să scrieți în comentarii că Maxim Finite e cel mai bun. Da, Să moră. Și că Maxim Finit e cel mai bun abonat. Bă, la... Bă, bă, taci! Tăciți, bă, să-l lăsați, mă, să-mi filmezi episodul. Păi dacă nu știi nimic, îl urmăresc. Bă, da, voi lăsați-mi, bă, n-ai, bă, să-mi trăiesc viața. Trăiesc viața, de că veni și bunica, lasă, bă. L-am lăsat în pace. Bă, bă, mamă, bunico, pleci mâine. Ce naiba? Mi-a dat cu... A strecurat buta cu întrebările rotunde. Ce naiba a făcut? Să vă abonați la mine. Să vă abonați la mine și să vă dezabonați de la Costi Nike. Sau cum a zis el. Am și eu episod. Am și eu episod. Tu ești mai nou. Am de bucat, știi ce înseamnă noob? Beti, să știi că tu ești pe locul 1 din România, nu bă. Tu
Nu habar n-ai ce înseamnă blue. Ba da, știu. Ce? Nu am dat. E, nu spun, lăsați-mă în pace. Aha, pentru că asta ești. Adică ești începător. Ești începător. Hai, bă, lăsați-mă să-mi filmez episodul. Eu fac YouTube de câțiva ani și stai în banca ta. Păi stai tu, că tu stai mai bine. Și tu stai mult mai bine. Nu, că eu stau mai prost. De fapt, așa e. Așa, lăsați-mă să-mi filmez episodul. Hello, neighbor, XXXXB. Lasă-mă să-mi filmez episodul. Pleacă acasă. Bă, nu pleca. Bă, nu pleca. Pleacă, bă, lasă. Te las. Bă, da, mă, lasă. Stai înapoi. Grei. Să-mi filmez episodul. Se mai vede ceva? Așa. Și cred că o să fac un glitch sau ce. Lasă-mă, Mario, lasă-mă să-mi filmez episodul. Lasă-mă că îți dau rădură. Așa, și ce naiba, mă, urte pe tablou, ce fac? Hihihi. Sunt pe bancă. Vezi că te aude? Nu vorbesc singur, vorbesc cu abonații. Abonați-vă, așa să scrieți în comentarii. Lăsați-l, că e cam prost. Așa, cine e băia asta? Hai să citim. This is 50 day. Is this house? Așa, și am terminat să citesc asta și a zis că vrea să îi place să ascundă chestii în loc. Am înțeles. Aud ceva. Lăsați-mă să fug. Hai să punem un pic pe pauză. Pentru că vreau să scap o dată de ea. Așa, am revenit și scuzați-mă că pun pauză, dar na, decât să stai pe filmare, mai bine pun pauză. Pentru că n-am chef să editez, va. Nimeni. Hai să sărim pe geam. Oh. Așa și cred că până o să mă spânzure. Voi unde? Ce credeți că o să-mi facă bunica? Mă arunc în basement sau o să mă spânzure? Eu cred că o să mă arunc în basement. Pentru că... De ce nu? Așa. Bă, dar de ce nu găsesc niciodată nimica bună aici? Așa. Și să-mi spuneți și mie, în câte frame-uri credeți voi că merge acum jocul? Eu cred că merge în 45, pentru că văd că nu merge chiar atât. Așa. Cred că o să închid episodul aici, pentru că trebuie să plec undeva și...
pa, pa.